valiza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Unde smulți puterea crește Poveste populară americană Un băiețel pe nume Jack porni odată în lume să-și caute norocul Având doar un fluier în buzunar Pe drum el a întâlnit o pisică ce se spăla pe mustăți Unde te duci Jack? a miunat pisica să-mi găsești norocul. Și cum vrei să faci asta? Vino cu mine și o să afli, a râs Jack. Pisica a acceptat și au pornit la drum împreună. La marginea unei gospodării au dat peste un câine care încerca să îngroape un os. Încotro mergeți voi doi, să ne găsim norocul. Și cum vreți să faceți asta? Vino cu noi și o să afli, îi răspunse Jack. Din totdeauna am vrut să trăiesc cu aventură, zise câinele. Și a pornit și el la drum împreună cu ceilalți. La o răscruce, cei trei au întâlnit o capră legată de un copac. Încă mergeți! Să ne găsim norocul! Și cum vreți să faceți asta? Vino cu noi și o să afli! Jack a dezlegat capra și au pornit toți patru la drum. La prânz au găsit un taur ce dădea supărat din picior. Încotro mergeți, întrebă el, să ne găsim norocul. Și cum vreți să faceți asta? Vino cu noi și o să afli și așa au pornit cu toții la drum, taurul, capra, cățelul, pisica și băiețelul pe nume Jack. Lângă un stejar au văzut un sconx. Încotro mergeți voi cinci, să ne găsim norocul. Și cum vreți să faceți asta? Vino cu noi și o să afli. Ah, ce drăguți sunteți că mă luați și pe mine! Și au pornit la drum. Sconxul, taurul, capra, pisica, cățelul și băiețelul pe nume Jack. În curând, au ajuns la un coteț, în care un cocoș scurma în pământ pentru a găsi viermi. Coco, încotro mergeți voi șase! Să ne găsim norocul! Și cum vreți să faceți asta? Vino cu noi și o să afli! Cocoșul a mâncat ultimul vierme și au pornit cu toții la drum. În aceeași noapte au ajuns la o casă ascunsă în mijlocul pădurii. s a uitat pe geam și au văzut o bandă de hoți șezând la masă și numărând niște monede de aur. Ascundeți-vă, a șoptit Jack, și când vă dau eu semnalul, faceți cu toții cât mai mult zgomot. Animalele s-au ascuns în tufișurile de lângă casă, iar când Jack a suflat în fluier, pisica a început să miaune, cânele să latre, capra să behăie, taurul să mugească, sconxul să șuieră, iar cocoșul a început să strige din răsputeri, Hoții, crezând că i-au găsit jandarmii, au dat bir cu fugiții, lăsând tot taurul pe masă. Jack și animalele au intrat în casă. Locul acesta e numai bun pentru a ne petrece noaptea, a zis Jack. El a trimis taurul să doarmă în hambar, capra în capul scărilor, cocoșul pe acoperiș, sconxul în șemineu, pisica în balansoar, iar cățelul s-a pitit sub masă. Jack s-a culcat într-unul din paturile din dormitor. Pe la mijlocul nopții, unul dintre hoți s-a întors după aur. Cei din casă dormeau buștean. Hoțul a încercat să aprindă focul, dar a fost tropit peste față cu ceva foarte urât, mirositor și murdar. Ce putea oare să fie? Hoțul a căzut în balansoar, dar aici niște gheare ascuțite i s-au înfipt în spate. Fugi îndată în sus pe scări, dar cineva l-a împuns în față și a venit de-a berbeleacul în jos. Sărmanul hoț neștiind ce îi se întâmplă, a încercat să se ascundă în hambar. Dar acolo s-a trezit că ceva le izbi cu putere în piept, aruncându-l până la ieșire. O să încerc să iau parte din aur și să o imediat de aici, se gândi hoțul. Zis și făcut. Când ajunse lângă masă, de sub ea apăru o ființă care lătra, înfingându-și dinții ascuțiți în piciorul lui. Acum hoțul nici nu mai putea să meargă. Și cum șchiopăta el spre ieșire, o umbră zbura de pe acoperiș direct pe capul lui. Pot să păstrezi tot aurul, nu mai lasă-mă în pace!" a spus hoțul grăbindu-se să se ascundă cât mai repede în desișul pădurii. Credea că fusese atacat de o fantomă. Ce altceva putea fi în mai multe locuri în același timp? Nu cred că hoțul se va întoarce prea curând," a zis Jackie cotind. Băiatul a strâns aurul într-un sac și au plecat cu toții să se bucure de norocul lor cocoșul, sconxul, taurul, capra, cățelul, pisica și băiețelul pe nume Jack, care avea acum în buzunar mai mult decât un fluier. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.